Iată-ne aici, un nou an, o nouă generație promițătoare și ce mult mai bun de a-i cunoaște împreună decât printr-un bal. Tema din acest an trezește un interes aparte și, la fel ca Jules Verne, vom face ocolul pământului, însă nu în 90 de zile, ci doar în 90 de minute. Tema balului din acest an este Battle of Cultures, iar bobocii noștri ne vor purta prin cele mai interesante țări în cursa pentru titlul de Miss și Mr. Boboc. Cele 9 perechi din această seară ne vor delecta cu tradiționala probă de prezentare, proba de talent, situațiile încurcate și proba surpriză. Decizia cu privire la acordarea răvnitului premiu îi revine juriului din această seară, format de câte un reprezentant al fiecarei clase de a 12-a, și anume Kira Ana Maria de la 12-a. Dobrovăț Alina, 12-B. Andreea Oglan, 12-C. Tudurachi Andreea, 12-D. Laura Popescu, Miss 2016-2017, dar și reprezentantul al clasei 12-E. Eliza Neagu, 12-F. Raluca Angel, 12-G. Și două cadre didactice, Popa Laura și Gherasimescu Ionela. Bineînțeles, balul din acest an nu ar fi fost posibil fără ajutorul acordat de sponsorii noștri. Așadar, mulțumim restaurant Ane Dărmănești, Moria Vogue Estetic, Restaurant Gallery, Cristina Cerand Makeup Artist, Gabriela Catrinei, Erica Manafu, Iscu Neagu Adriana, Raluca Hanganu și mulțumim speciale Ramonei Belciu pentru ținutele prezentatoarelor din această seară. Mulțumim! Sece Comnicol, Consuela, Pizza Tisu, Florelia Ariana, Acaju, Sece Tavis, TGX, SRL, B3 Fit, Health Club, Ioana Gavriloae, Sergea Smarante, Cosmin Dogariu, Andreea Pruteanu, Oriflame, Titserv, Gaman Gabriel Foto, Aprex Auto, Griffith Construct, Kev Gym și, nou în ultimul rând, Cristi Coma și Gelu Scurtu. Banca de neajunsuri! Aplauze! Acestea fiind spuse, să cunoaștem Boboci. Invităm în scenă prima pereche formată din Andreea Ardeleanu și Georgiana Bobocea. Elev în clasa 9A, Andreea are ca hobby-uri muzica, ieșituri cu prietenii, filmul și, în mod special, basketul. Se descrie ca fiind o fire ambițioasă, carismatică și energică, mereu cu zâmbetul pe buze. Îi place să vadă partea bună a lucrurilor în orice situație. Elev în clasa 9C, Georgiana, îi place să-și petreacă timpul de șifrând tainele cărților, să danseze și să primească stelele în nopțile senine. Se consideră o fire ambițioasă, spiritul competitiv căpătat în cei aproape 4 ani de arte marțiale, venindu-i adesea de hack. USA este țara tuturor posibilităților, orice vis devenind în realitate. Spiritul american le oferă un vibe pozitiv, simțindu-se bine, dansând pe melodii specifice. Aplauze pentru prima pereche! Acum invităm în scenă cea de-a doua pereche, formată din fiul Matei Ionuț și Iasmin Olobi. Creativă, sociabilă, îi place să discute cu orice persoană pe anumite teme interesante și consideră că momentul în care te afli în compania ei este imposibil să te plictisești. Se consideră o fire artistică, cu toate că nu excelează în acest domeniu. Îi place câte puțin în toate, să danseze, să picteze, să asculte muzică, să cânte. De asemenea, îi plac foarte mult sporturile, în special basketul și schiul, pe care le practică de ori câte ori are ocazia. Aplauze! Deoarece deține atât o frumusețe exterioară cât și una interioară. Crede cu tărire în valorile
amabilă, prietenoasă, iar simțul umorului îl are în sânge. Îi place să petreacă tot timpul în preajma prietenilor. Balul bobocilor este oportunitatea perfectă de a se face remarcată prin atitudinea ei. Cei doi au ales Spania pentru diversitatea de momente pe care ei le pot realiza și pentru ținutele latino cu care Spania defilează. Speră să-i susțineți! Cultura e tot ce rămâne omului atunci când a uitat totul, spune Denisa. Este persoana îndrăzneață, sinceră și preferă să spună adevărul în orice situație. Consideră că participarea la bal este o experiență unică și participă în primul rând pentru a simți adrenalina momentului și pentru a cunoaște oameni noi. Aplauze! Țara pe care ei au ales să o reprezinte în această seară este Columbia. Știați că există o regulă de aur nescrisă în Columbia care sună cam așa? Dacă auzi muzica, ar fi bine încep să te miști, de aplauze! Invităm în scenă acum perechea cu numărul 5, formată din Marian Marin și Andra Olaru. Marin, elev în clasa 9B, este o persoană sinceră, glumeată și sigură pe sine. Îi place să-și petreacă timpul liber cu prietenii și să meargă drumeții lungi cu bicicleta. Îi place desenul și vrea să devină cumva un bun arhitect. Andra este persoană foarte energică și prietenoasă, copilă creativă. Îi place să cânte și are pasiune pentru fotografie. De asemenea, deține încăpățânarea specifică zodiei Taurului. Aplauze pentru perechea cu numărul 5. Invităm în scenă perechea cu numărul 6, formată din Constantin Vânzariu și Miruna Chipernu. Cei doi sunt colegi de clasă și buni prieteni. Manu, cum mi se mai spune, se știe o persoană de încredere și socială. Îi place să iasă din tipare și să trăiască propriile experiențe alături de cei dragi. Se consideră sufletul petrecerii, dar afirmă că de fapt este doar un simplu muritor. Miruna este bine îndrăzneață și mereu reușește în ceea ce își propune. În seara aceasta și-a propus să se distreze. Aplauze pentru perechea cu numărul 6. Acum invităm în scenă perechea cu numărul 7, formată din Gabriel Prisecaru și Cătălina Coadă. Gabi este un iubitor al celui mai răspândit sport al Germaniei și anume fotbalul. Vine de la profilul uman, științe sociale și are vârsta de 15 ani. Ceva ce reprezintă este dorința de a imortaliza fiecare moment special prin poze, dar și energia pozitivă pe care o emană în jurul lui. Ea este Cătălina, are 15 ani și dacă ar trăi în Germania, ar fi considerată cea mai sociabilă persoană de acolo. Adoră călătoriile, dansuri și să se implice în cât mai multe activități. Cărțile reprezintă o altă pasiune pentru ea, de aici și alegerea de a urma profilul uman, filologie. Perechea cu numărul 7 vine tocmai din țara în care am fost invitați hamburgeri și anume Germania. Sperăm să aibă lipici la public, așa cum au avut și hamburgeri în toată Europa. Invităm acum perechea cu numărul 8, formată din Alexandru Maxim și Andra Diaconu. El este Maxim Alexandru Ionut și are 15 ani. Este o persoană calmă, sociabilă, punctuală și care îi plac provocările. A decis să participe la bal deoarece vrea să se distreze, să se simtă bine și consideră că este o experiență nouă pe care vrea să o încerce. Partenera lui se numește Andra Ioana Diaconu, are 15 ani și este persoană activă. Îi place să danseze, să deseneze și să se implice în diverse activități și să-i ajute pe cei din jurul ei. Consideră că balul bobocilor este o provocare din care vrea să învețe cât mai multe, să se descopere pe ea și să găsească puterea de a trece peste emoții. Aplauze! Cei doi iubesc țara și sunt mulți de ea. Îi pasionează tot ce este legat de cultură și obiceiurile românești, de aceea au ales în această seară să reprezinte România. Încă o dată aplauze pentru ei și invităm în scenă ultima pereche din această seară, formată din Daniele Pusecaru și Denisa Popa. Daniele Pusecaru are 14 ani și pasiunea lui este fotbalul, activând pe poziția de portar la FC Dinamo Bacău. Își dorește foarte mult să câștige titlul de Mr. Bogov 2019 și le urează baftă tuturor concurenților. Popa, Denisa, Elena, are 15 ani și este clasa 9.
dansuri, în special cel modern, dar și cel popular. Adoră să fie centrul atenției și să zâmbească întotdeauna indiferent de situații. În țara pe care a ales-o, Coreea, a atras-o cel mai mult dansul hip-hop și stilul vestimentar al asiaticilor. Este îmbrăcat în o ținută modernă, specific acestei țări. Sece Com Nicol, Consuela, Pizza Tisu, Florelia Ariana, Sece Tavis, Petre Edit, Club, Ioana Gabulai, Sergea Smarandi, Cosmin Dogariu, Andreea Pruteanu, Oriplay, Dit Ser, Gaman Gabriel Foto, Afrex Auto, Cricut Construct, Kev Jim și în ultimul rând, Cristi Paman și Gelu Scurtu. Banca de neajuns. Aplauze! Invităm acum în scenă trupa de dansuri germane, Sonnenschein, al liceului Spiru Haret. Sonnenschein a fost înființată în anul 2013 la inițiativa doamnei profesoare de germană Popalina, iar în acest moment se află sub îndrumarea doamnei directoare adjunct Lăzărică Lorina. Trupa a avut parte de numeroase participări la concursuri și festivaluri, printre care amintim Sebeș, Târgoviște, Sulina și Sibiu. În urma acestora, trupa Sonnenschein și-a făcut un renume și s-a întors acasă cu nenumărate premii și aprecieri. În tot acest parcurs al trupei a fost susținut de domnul Britz Carol și doamna Kobiș Carmen Luminița. Aplauze pentru trupa de dansuri germane!
Mulțumim încă o dată echipei de dansuri germane și aplauze, vă rog. Diversitatea este un cuvânt cheie. Acum că ați aflat țările alese de concurenții noștri, este timpul să ne convingă de autenticitatea culturii alese. Astfel, invităm în scenă pentru deschiderea probei de talent, prima fereche formată din Andreea Deleanu și Georgiana Bobocea, ce ne vor purta prin cultura americană printr-un dans. Succes! Thank you.
Și acum invităm în scenă cea de-a doua pereche, formată din Ionuț Mateiu și Iasmina Lubin, ce ne vor cânta în pași de dans prin Turcia. Aplauze! Să intre fiul, hai! Okay.
fost bine când ți-am dat și sufletul. Țin la mult pe tava, ascultă urletul. Strigă să nu te jici când te lângă mine. Yeah.
intre următoarea pereche în scenă, am dorit să mai mulțumim încă o dată sponsorilor noștri. Restaurant Aneter Mănești, Moria Vogue Estetic, Restaurant Gallery, Cristina Cerant Makeup Artist, Gabriela Catrinei, Erica Manafu, Iscu Neagu Adriana, Roxana Haganu și mulțumim special Ramonii Veciu pentru ținutrei din această seară. Sece cu Nicol, Consiera, Pizza Tisu, Florele Ariana, Acaju, Sece Taviserele, B3 Fit Health Club, Ioana Gavriloaie, Andreea Puteanu Oriflame, Fit Self, Găma Gabriel Foto, Puterea Magică, Aprex Auto, Griffith Construct, Kev Gym și nu în ultimul rând, Cristi Coma și Gelu Scurtă. Aplauze, vă rog! Invităm acum în scenă perechea cu numărul 5, formată din Marian Marin și Andra Olav. Ei vor prezenta un dans specific rusesc. Succes! Thank you.
aplauze pentru Berghia numărul 7. Vă propun să revenim pe meleagurile noastre. Invităm în scenă perechea cu numărul 8, formată din Alexandru Maxim și Andra Diaconu. Ei ne vor cânta cu un dans tradițional românesc. Aplauze! Popular stilizat. Steluță. Vreau să pentru completare, listele. Sunt și pentru sâmbria muzicii și tigna jocul. Este cineva împotrivă să spui? Nu! No, no. De acord tătă strânsura? Da! Dă drumul jocul! Cântă jocul, Nicanor! Thank you.
Mulțumim pentru numărul 8. Mulțumim încă o dată sponsorilor noștri. Restaurant Palet Armănești, Moria Vou Estetic, Restaurant Gallery, Cristina Cernand Makeup Artist, Gabriela Catrine, Erica Manafu, Ispune Aguadriana, Roxana Hanganu, Studio Clipa Magică. Mulțumim speciale Ramonii Belciu pentru ținutele noastre din această seară. Sece Com Nicol, Consiela, Pizza Tiso, Florăria Ariana, Acaju, Sece Mecanica Electric, Sece Taviserele, B3 Fit Health Club, Ioana Gavriloaie, Andreea Puteanu Oriflame, Cristi Coman, Gelu Sculptor, Pizzel, Griffith Construct și nu în ultimul rând, stiliștilor noștri, Sergea Smarandi și Cosmin Dogariu. Aplauze pentru ei! Invităm pe scenă corul Liceului Resurrecție, care sub îndrumarea doamnei profesor și dirijor Gabriela Via ne vor încânta cu un moment inedit, așa cum ne-a obișnuit și până acum. Vom călători prin Israel, Franța, Anglia, Italia și desigur România. Vă promitem o surpriză de proporție. Aplauze!
ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Sento buio, da partigiano, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 sento buio, da partigiano, tu mi devi seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un vecchio. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno, ne miranno che bel fior. Tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 che sei il fiore, la parte.
acum situația va deveni încurcată între culturile acestei seri și să sperăm să nu înceapă un război mondial, să nu ne facă Trump sau Putin vreo fentă. Invităm și Ana Boboce pentru proba numărul 3 și anume situațiile încurcate. Concurenții vor primi o situație pe care o să o dezvolte, punându-le la încercare imaginația, spontanitatea și originalitatea. Situațiile trebuie să capteze atenția într-un mod plăcut și să nu uităm punctele bonus pentru diversitatea lingvistică. Auzi pentru bine. Boboci. Să încurajăm. Prima pereche în mijloc. Să vedem ce avem acolo, spune tare. Ce ai face dacă devine invizibil pentru o zi? Pentru ziua de azi aș fi intrat peste cei de-a 12-a clasă și aș fi luat foaia ca să aflu proba surpriză, ca să fie mai ușor. Cercare. După care, în fiecare zi când am dat test sau așa, aș putea intra în cancelare foarte ușor să iau testele. Și dacă greșesc, mă duc înapoi să corectez. Ar trebui să în afară de școală, nu? Hai să te vedeți. Scuzați. Mulțumesc. Pasionat. După care m-aș duce în orice magazin aș vrea, să iau tot ce am ce-mi doresc, dar este prea scump și nu permit. Românul tău, România. După care ar fi foarte ușor pentru mine să fac farse prietenilor, să-i încurc, să-i deranjez, să nu-i las niciodată în pace. Cum așa fac și mie. Cam asta aș face dacă aș fi invizibil pentru o zi, nu mai mult. Aplauze pentru Andrei. Spune tare. Ce aș face dacă aș fi un bob de mazire? Viața mea, în primul rând. Și în al doilea rând, aș încerca să trăiesc viața cu Bob de Mazăre. Aș dori ca lumea să... ca oamenii să le placă gustul meu și să... și cam atât, cred. Aplauze pentru prima pereche. Și acum, Mateiu și Iasmina, dacă doriți să ne onorați cu prezența. Zi, fiul meu. Vaporul pe care le-a fris ne-a naufragiază. Care este ultimul lucru pe care l-a dat? Să trăiesc. Asta ar fi. Prima și ultima dorință. Ați dorit să mai ai, sigur? Să trăiesc! Aplauze pentru fiul! Ce ai face dacă te-ai trezit și ai realizat că e singurul om rămas pe planetă? Aș călători în toate orașe și aș merge în toate locurile din lume. Aplauze pentru ați apreciat. Invităm pe scenă perechea numărul 3, Marcu și Alexia. Și Justina.
noroc. Ia să vedem ce spuneam. Trebuie să ajungi la Londra în timpul zborului. Conștientizez că ești în avionul greșit. Cum procedezi? Sări cu parașuta din el. Dacă nu ai parașuta... S-a uitat Matin, pilotezi tu. Și să ai parașuta. Ești la bac, poți? Ups, am spus cuvântul cu cuvânt. Ups! Îi spun pilotului că este zborul greșit și mă transfer în alt avion. Mă transfer în alt avion, pe o sfoară, în echilibru. Da, da. Și cam atât. Felicitări! Ce ai face dacă te-ai trezit și ai realizat că retrăiești ziua de ieri? Păi... și nebunii. Și... nu știu, aș încerca să aflu de ce... apoi sunt așa și... nu știu, habar n-am. Ce bine pe moment. Crezi că ți-ar plăcea să trăiești ziua de ieri la nesfârșit? Cea de ieri nu. păi care? Te-am pasionat, e ok. E la bar și te rupe tocul de la pantof. Ce faci? În primul rând, eu nu port tocul. Deci, acesta... Ne schimba păpuci eventual, pentru că... Fii băiat, nu se pot folosi acea pereche de pantof. Aș încerca să fac această... Porțindu-mă de acest lucru, aș încerca să fac o parte unei fete. Pe care chiar nu o prea plac. E o zi frumoasă, să nu strigăm, hai să nu ne amintim, dușmanii. Cerpi. Ce ai face pentru $1,000,000? Hai, nu te îndepărta, trebuie să aflăm. Îți fie rușine. Bani, aș face toate probele care mi-ar veni în cale. Realistă! Lasă-mă eu să iar dacă o să-i câștig, o să fac orice pentru copiii care au nevoie de ajutor, dar... aplauze. Întreb sala, ce ar face cu $1,000,000? Ați venit la bal. Poate băut la ponton, nu? La after, corect, bravo. Mai așteptați, un pic de răbdare. Urmează și asta. Păi, invităm aici. Invităm următoarea pereche. Adormi și te trezești în vârful unui zgârnător. Ce faci? Mai întâi mă interesez în ce zgârienă sunt. Cât de alt e și dacă mă pot arunca din ei. Aș putea testa un parașută. Dacă la sol este o piscină, pot încerca un salt. Unul artistic. Uite!
Хорошо, братан. Девушка, подождите. Te trezești cu o altă identitate. Ce faci? Uite, stă. Ce facem, Alexandru? Îmi continui viața. Pur și simplu cu acea identitate. Dacă nu pot schimba asta. Te-ai obișnuit bine, e ok. Fata e sinceră. Mulțumim de sinceritate. Aplauze pentru acea pereche. Aplauze. Invităm cea de-a șasea pereche în centru aici, pe scenă. Ia să vedem. Ce ai face dacă ai ști că ești nemuritor? Ce să fac? Aș face multe, m-aș duce oriunde, aș jefui, mai bine zis. Așa, în principiu mi-aș trăi viața. Da, vezi că și aici au sond în grădină de petrol, adică nu, măi, ce să mai jefuiești? Sonda. E bun, bravo. Ce ai face dacă cineva ți-ar propune să joci într-un film? Depinde ce film. Nu spune picant ăsta, da. Te ascultăm în ce film ai vrea să joci. Comedie sau acțiune? Te mai gândiți la prostii. Probabil o să accepta. Dacă ar fi de acțiune sau comedie, atunci. Ah, ok. Deci, ați înțeles ideea, da? Aplauze pentru cea de-a șasea pereche. Perechea numărul 7. Ești în stația de autobuz și observi că ești îmbrăcat în pijamale. Ce faci? Pur hainele unui om de pe stradă. Cel mai rapid. Și dacă te... Mai foarte furat, ca la asta ne pricepim cel mai bine. Altceva. Mă, după casă mă schimb, n-aș putea. Dar ești departe de casă, ce faci? Rămân în pijamale și iau autobuz în continuare. Bine. Ce ai face dacă ai devenit cel mai bogat om din lume peste noapte? Păi m-aș îmbogăți. Mi-aș cumpăra toate bijuteriile, toate rochile și tot ce aș prinde la mână. Și mi-aș cheltui bani pe prostii și pe dulciuri. Și mai ales pe mâncare. Bine, perechea cu numărul 7. Perechea cu numărul 8. Te părăsește partenerul, partenera ta, înainte de bal. Ce faci? Aș încerca să mă calmez, cel mai probabil. Și... am căutat alte parteneri. Și mă ținut partenerii de toate dansuri, de tot. Și aș lua un partener de-a 12 de dansuri. Dar nu toată lumea știe. Te întâlnești pe stradă cu Donald Trump, ce faci? Păi, mai întâi aș cere un autograf și apoi îți dau o îmbrățișare. Mulțumim frumos! Și ultima pauză. Posesorul mașinii Bacău 29 SVD este rugat să meargă în parcare să-și mute mașina. Mulțumim! Ce faci, mă, Sara?
Se îmbrachează ăștia. Ultima pereche, ce spui? Aplauze pentru ultima pereche! Ți-ai rupt piciorul înainte de bal, ce faci? Nu mai duci la bal. Nu te mai duci la bal și cine participă la locul tău, nu poți să-l lași. Partenera, îți lași partenera, vorbind de... Nu e frumos. Da. Atât? Atât. Ce ai face dacă ai fi ministrul educației? E o listă lungă aici, putem să ne întindim până mai dimineață, da? O să faci prea multe. În primul rând aș cumpăra jucării și haine pentru copiii sărați. Aș da mai multe obiecte. Anulez lacul. Doamne ajută! Aplauze pentru bobocii noștri. Invităm acum în scenă trupa de dans modern cum o fi. Care vor veni cu un invitat special. Sunteți curioși să aflăm cine e invitat special? Aplauze! Aplauze! Thank you.
Buona idea.
Bine, invităm acum în centru prima pereche. Aplauze de încurajare pentru ei, este o probă destul de grea. Să vă văd aici. Vrei să-ți ascunzi lacrimile? PSD. Acum domnul Coman o să ne bage o piesă pentru ca tu să cânti versurile pe care le ai acolo. Invităm cea de-a doua pereche. Să cumpă și la asta, și eu vreau să mă văd la asta, da? Oleu! Muzica maestro. Pregătiți evantaiele. Să vedem o muzică maestro.
pic după, pe spate, n-ai nimic pe spate, doar atât, asta îți spun. Am bani de dat, am datorii la asta. Nu e nimic, nu e
soare nu-i, nici viața nu-i, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. Bravo! Vreau să ne simțim la multă, băieți!
mașina. Asta e seara de Crăciun, e seara ta. Împodobește bradul tată, că ne așteaptă în prat. Colindători la noi acasă, hai să-i primim urat. Sky, burning in your eyes.
Mulțumim, Andreea, încă o dată aplauze, vă rog. Organizatorii balului din acest an ne-au pregătit un dans extraordinar, așa cum ne-au obișnuit, de data asta pe ritmul de Bollywood. Aplauze pentru ei! Tiso, Florăria Ariana, Seceta VSRL, B3 Fit Health Club, Ioana Gavlae, Sergeas Barandei, Cosmin Dogariu, Andreea Putean, Oliflame, Tit Serb, Găman Gabriel Foto, Aprex Auto, Griffith Construct și Kev Gym. Aplauze, vă rog! În continuare, o invităm pe scenă pe Eliza Neagu, împreună cu Teodor Toma, ce vor interpreta piesa Radioactive. Aplauze pentru ei!
Dacă aveți cum să ne aduceți încă un microfon. Aplauze pentru Eliza și Teodor. I'm waking down to ash and dust. I walk my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Whoa, I'm breaking in, shaping out, taking on a prison bus. This is in the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I'm feeling in my bones enough to Vamos a ver.
o piesă ce va ajunge sigur până la sufletele voastre. Aplauze pentru Iustina Hăleanu! Dacă vrea cineva să danseze, primesc pe scenă. Organizatorii, să facem o horă moldovenească cu toți aici pe scenă și de
după să aflăm câștigătorii acestei serii. Aplauze, vă rog! A venit momentul mult așteptat. Acordarea premiilor. Primul premiu al serii este acordat de pe baza voturilor ecoase. Invităm în scenă pe Delia Ioana Nistor din clasa 12-a B. Și invităm totodată și Cobocii pentru a ridica premiile, nu? Au obosit cu dansul și... Cine vrea un premiu? Cred că am pierdut Cobocii, nu? Cred că am pierdut organizatorii, nu? Organizatorii, Bobocii și... Organizatorii, mai găsești, Boboci? Ei, nu i-am mai venit în sală. Avem Boboci în sală? Nu? Avem Boboci în sală, nu? Aveți emoții pentru colegii voștri? Bănuiesc că sunteți colegi? Da? Aveți vreun favorit sau nu vreau să știu? Care favorit în seara asta? V-a plăcut ce ați văzut? Da sau nu? Știți că am cum e pure
Și acum, băboci, nu știu dacă sunt pregătiți să intre în sală. Aplauze pentru ei! Aveți emoții? Nu! Nu aveți emoții? Ei, nu! Bun, dăm start. Scenă pe Delia Ioana Nistor din clasa 12-a B pentru a acorda premiul Mister Popularitate 2019-2020. Delia, te rog frumos. Cine te-a învățat să copiezi? Este frumos. Întâi de toate, vom oferi premii tuturor concurenților cu sprijinul sponsorilor noștri. Te rog frumos, Raluca Coadă și aplauze pentru bobocii noștri, să-i încurajăm! Aplauze pentru bobocii noștri! Sperăm că v-ați distrat în această seară. V-ați descoperit talente noi, din câte am auzit. Unii ar se transferă la un liceu de canto. Corect. Reprezentanta clasei a 12-a, Miss Popularitate se acordă elevei. Puțină tensiune în sală. Popa Denisa! Aplauze pentru
Acum, vă invităm pe scenă pe Cătălina Gherasim, ce va acorda premiul Miss Eleganță. Premiul revine! Către Ghencea Alexia! Originalitate este ferită către Raluca Hanganu, concurentei. Lovin Yasmina! Pregătiți?